Bună, mă numesc Rea. Bună, mă numesc Tina. Și urmăriți Rea și Tina, bine ați venit la noi. Ne-am întors cu o listă, pentru că ați votat pe Instagram și pe YouTube, dacă vreți să vedeți dovezi, așa că amânăm partea a treia cu Adrian pentru când vom strânge 10.000 de like-uri la asta. Băi, dar ce dovezi azi? Deci nu uitați că la 10.000 de like-uri o să punem partea a treia cu Adrian. Mamă, spune niște chestii și o conversație cu Mari. Sunt niște vocale cu Mari, o să ascultați oricum acolo. V-am amenințat cu chestia cu Jador, dar înainte de asta, cel mai important, like să ajungem la recomandate, comentarii. Share pe Facebook, să ne puneți la story. Și urmăriți până la sfârșit că avem un cuvânt cheie, da? Ok. Așa că începem. Jador s-a sărutat cu Berna. Băi, o să cenzurăm acest audio pentru că sunt mai multe chestii și nu ne putem pune aici, dar ascultați-mă. Vă lăsăm pe voi să decideți ce înțelegeți din asta, nu alegem personal, doar vă arătăm. Nu avem preferații, doar vă arătăm ce primim. Exact. Dar nu rezolvă nimic. Auzi, mă... Auzi, Jador, dacă cu Berna nu rezolv nimic... Băi, ce crezi, m-a pupat pe gura, ați făcut gura. Stăteam așa față în față cu ea, mi-a zis că e scârbă de mine, mi-a zis, știi? Ce nesimțită! Că tupeu! Și după aia am luat-o așa în țăpăra și am vrut să le demonstrez că nu e scârbă, că mă rog, că stai să o pup. Și am vrut să o pup și ea stătea ca o cățeată aia. Este vocea lui, deci e clar că este vocea lui, dar nu-i frumos totuși. Bine, nu aleg tabere, dar nu-i frumos să zici despre o fată că e cățea. Acum voi decideți. Noi nu avem preferați, nu suntem invizibile, noi vedem doar... Așa, ochii din transparente, noi suntem transparente. Plus că unii dintre voi, după ultimul vlog cu Adrian, a spus că nu este adevărat, că Jador nu fumează. Ei, avem o poză pentru voi chiar aici, în care se vede clar că Jador fumează în camera de hotel. Am primit totul de la voi? Nu doar el, și Mocanu și majoritatea persoanelor din acea casă. Vrem să vă anunțăm că Ana Maria pleacă în gală. Da, a fost văzut în București. A fost astăzi la Munafi. Avem și o poză că o punem aici. Da, ne pare rău pentru Ana, era simpatică, dar nu vorbea prea mult. Da. Așa? Nu avea ce căuta acolo. E vor rating. Uite, dar poate ea vrea ceva cu Mocanu. Dacă Mocanu nu doarme cu alte fete seara în pat, adică nu e ok, ce... Băi, acum... Am primit foarte multe poze cu Simina, Berna, Rafaelo și Zonoagă, plimbare seara. Măi, dar știi ce am zis eu? Am înțeles că Rafaelo o să fie eliminat datorită faptului că s-a plimbat cu Simina și gen că s-a întâlnit cu fetele. Păi și să-i dea dar asta toți. E ideea, că sunt foarte, foarte mulți care au făcut asta. Adică așa am citit pe net, acum să vedem care e faza și ce urmează. Adevărat. Dă seama că trebuie să-i elimine. Și în locul lui o să vină Dea. Dar eu nu înțeleg, pleacă băiat și vin două fete pentru că a intrat Mari. Băi, noi v-am spus că intră Mari. Înainte să știe Mari chiar. Și Dea am înțeles că intră pe 24. Da, 24. O să intre și Dea. Ciudat. Mai avem un vocal foarte, foarte important cu susținătoarea, cu preferata zâna zânelor, iubirea voastră, Bianca, care spune că voturile nu contează. Haideți să ascultăm cel mai bine. Că nu cred că se va ține cont de votul spre eliminare, așa că nu are rost să-ți pierzi timpul. Dar vă mulțumesc din suflet că mă votați. Și eu care voiam să votez. Doamne. Deci și voturile nu se țin cont de voturi. În urma amenințărilor făcute, Ricardo își cere scuze Ralucăi printr-un story pe Instagram. Băi, dar... e puțin cam patetic, sincer. Deci după ce a făcut în fel și fel cu faza cu oamenii arși, cu oamenii bolnavi de cancer, pe Wowbiz, da, în urma donațiilor care au fost luate de Raluca și cheltuite în scopuri personale, da, Ricardo a zis că va face acel vlog și la două zile după ce Raluca a pus de aia la story că deja s-a apucat să-l dea în judecată pe data de 18, ce face, mă rog, Ricardo a postat chestia asta. Bun, am văzut acum un videoclip cum ești cu Raluca pe Instagram, în care un susținător a scos toate fazele frumoase dintre noi doi și prin intermediul acesta am realizat că am făcut o greșeală. Să scot la iveală unele lucruri care s-au întâmplat între noi doi nu este frumos ce am făcut și nu-mi face mie fal. Îmi pare rău, îmi cer scuze ei și la toate femeile, pentru că nu este frumos ca un bărbat după ce termin o relație cu o femeie sau se desparte să facă așa ceva. Nu-mi stă în caracter, nu-mi face fală și chiar îmi pare rău. Pentru că au fost clipe frumoase între noi doi, clipe în care ne-am bucurat unul de altul și am avut o relație frumoasă. A fost ceva frumos, dar s-a încheiat și chiar îmi pare rău. Vreau să termin aici acest război, aceste discuții, aceste certuri. Vreau să fim aceiași oameni ca și până acum și îmi doresc să ne respectăm unul pe celălalt și să rămână totul bine între noi doi, pentru că este păcat. Punct.
e frică, ți-e frică, Ricardo? În primul rând, uitați-vă la ochii lui Ricardo cum vorbește, nici el nu se crede. Și n-ai cum să schimbi părerea după zi pe altă, adică a fost sunat, mă, a fost sunat, a zis, băi, vezi, retrageți alea că, bine, dar nu ar avea ce să facă, pentru că, practic, amândouă sunteți persoane publice în urma acestui show și amândouă aveți dreptul să vă apărați. Știi care e faza? Că odată ce apare ceva pe social media, o să rămână întotdeauna acolo. Așa că... asta cam așa e. Mocanul, relații intime cu o fată din casă. După cum știți, Jador a făcut un am-nam cu Mocanul și au dezvăluit ceva foarte interesant. Jador dezvăluie foarte multe chestii interesante în vlogurile lui. O să vedem mai încolo ce a mai dezvăluit Jador în vloguri. Super. Nu citi. Ba da. Nu citi. Dar nu dai nume. A, da, e... Am-nam făcut sex cu o fată din casă. Îți citi un vlog. Îți spune tu. Am. Dă-i eu, coi, doamne, 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 tu? Mă gândesc. Deci, vrem să știm și noi cine e fata aia, Ana, cu siguranță. Păi, parcă nu aveați voie să aveți relații. Bă, vă pune, ne uităm la puterea lui să nu ne uităm la ceva, că nu înțeleg. Singura regulă se încalcă. Care mai e regula? Care mai e? Nu mai e nicio regulă, nu mai contează oricum. Ne bucurăm că ai recunoscut Mocanul. Ce se mai avem? Roxana spune despre Bianca cum... Niște chestii legate de dezbrăcat, băut. Nu, ea confirmă ceea ce au spus toți invitații noștri în vlog. Confirmă. Dar Roxana mereu tot vrea să confirme în emisiune. Doar că ei nu pot să vorbească despre lucrurile astea. Nu știu dacă observa că mulți vorbesc cu subînțeles, se fac glumițe, dau din ochi. A fost o parte când a zis Bobicioi că Roxana nu arată de bine dezbrăcată și râdea. De unde știa Bobiță? Dar foarte mulți nu-și dau seama pentru că nu sunt atenți. De unde știa Bobiță cum arată Roxana? Mă rog, haide să vedem. Când vreodată să plec eu după unul disperată cu geamantanul? Tu ce faci? Ce faci? Stai și plângi, ești moartă de beată. Nu știu cum să zic, dar ce faci, cardul meu e plin. Că stai dezbrăcată în fața la tot și te atingi peste tot și vanul ăla la poate că zbură, mă, frate. Stai din gură, te rog eu frumos. Nu ai văzut-o, nu ai văzut-o. Vezi de treaba asta. Andreea. Da. Ei, nu știu cum să zic, dar cardul meu este plin. Băi, și ce faci? Bă, dacă te câștiga normal că e plin. Fiecare are dreptul să facă ce vrea. Nu o judec sau ceva, doar că nu știu cât de ok este dacă Roxana spune că nu ești sfântă, e nasol. Dar după emisiune să vedem ce se întâmplă cu fiecare concurent. Mai avem aici un clipuleț, să fiți foarte atenți. Se pare că Berna are probleme cu măserele. Și nu ar fi rău că ar avea probleme cu măserele, dar este rău că dă banii pe extensii și nu își face caria. Adică de ce mai mult de 100 de euro nu costă. Dar de ce să-i pune extensiile alea care se văd chiar urât? Adică mi-e să fac dinții. Ea, în afară de coadă, vreau să fiu și eu pe ea cu părul desfăcut. Oare nu, să vedem? Aici care are problemă cu părul. Am, și am o problemă cu părul. Păi da, și ce îți place la aia? O pungă de păr fals. Ce e la aia? Că dacă dai părul la jos, ce mai? Oricum, e o fată frumoasă. Chiar mă rog, frumoasă. Îmi pare rău pentru ce a spus Jador despre tine. Băi, 2 minute, mă! Nu mai face... Băi, avem un anunț foarte important. Noi chiar le facem publicitate oamenilor răstora. Casting Puterea Dragostei. Da, este, o să vedeți clipul, deci este astăzi și mâine, pe 20 și pe 21. Da, da? Duceți-vă, înscrieți-vă acolo, posibil să ne vedeți cu... Poate mergi și noi filmăm așa la mișto. Poate mergi, ne vedem pe acolo, hei, bună, te scrie la Puterea Dragostei. Poate ne scriem și noi, nu? Cum ar fi? Sigur, ea cheamă Dumnezeu, cred că cheamă ea paza de regne. Dar afară cu tot cu cameră. Băi, mai avem o chestie foarte importantă, dar azi putem să zici că este șoc, total șoc. Simina a postat un concurs, da, cu o rochiță sau ce era aia mai exact, care a fost câștigată, da, de prietena ei cea mai bună. Ei, cum ne-am dat seama? În primul rând, fata asta este urmărită și de Simina și de sora Siminei. Doi la mână, ei au poze împreună, da, trei la mână, fata asta nici măcar nu a participat la concurs. Ea nu a lăsat comentariu cu particip sau nu a făcut pașii. Dar ea se pare că a câștigat, deși acum se dau în familie. Dacă eu fac un concurs mine cu un telefon, prefer să-i dau lui Vărămiu. Le dau lui Vărămiu și ce zic, sau sormea, sau nu, nu sormea. Vărămiu. Bă, urât, oricum am și poză împreună. Adică foarte, foarte urât, nu mai faceți concursuri de astea. Voi am înțeles că sunteți plătiți pentru concursurile astea, 700 de lei sau cât. Dar Luca spune 700. Da. Bă, dar de ce nu se face o lege pentru concursurile astea? Adică pe bune. Ar trebui cei de la ANAF să intre puțin ei. Pe bune, sincer. Își bat joc de populație. Poate cu ocazia asta, dacă video ajunge mai departe, cei de la ANAF. Deci nu uitați să dați un like, vă rog, la acest da, video. Da, să iau un pic măsuri pentru că nu e ok ce se întâmplă. Adică noi le creștem contul acestor oameni care nu ne dau nimic la schimb și doar își bat joc de noi și ne manipulează practic. Exact. Noi sperând că câștigăm. Ai văzut ce a scris de a lui Andy de la Insula Iubirii? Ah, Andy. Deci Andy de la Insula Iubirii a făcut un live pe Instagram și la un moment dat se trezește cu un comentariu de mama Dea. De la mama Dea. Exact. Ce zice mama Dea? Te aștept la Puterea Dragostei. Deci Dea e sigură că te întorci din moment ce l-aștepți pe el. Și asta este de vreo 2 săptămâni.
Deci ea știa ce știa de dinainte, aveți și poza, bineînțeles. Băi, și nu uitați că noi am vorbit de foarte multe ori că Bibiciu are iubită, o iubită, două, trei. Dar mi se pare că e fata despre care am vorbit noi. Da, aceasta este fata despre care noi am discutat în vlogurile, vlogurile anterioare. Dacă nu le-ați văzut, dați înapoi. Sau o fi una dintre fanele alea, o fi poza aia în România? Băi, asta e fata aia de care despre care am vorbit noi. A, înseamnă că e văd în Turcia, pe spus. Băi, ești nebun, Bobiță, ce facem, mă? Mă rog, doar face un vlog și o arată pe Mari înainte. Băi, ce nu mi se pare mie corect? Cum Jador o pune pe Mari în vlog înainte de difuzarea emisiunii când Mari apare? Eu m-am gândit că este o fi văzut la noi că facem vloguri și spunem dinainte și o fi zis, da, problema e că noi nu facem parte din... Noi nu avem contract. Din nimic ce înseamnă canal de... Noi dar nu este corect. Noi. Și întrebarea mea este, cine din acea casă dă informații în exterior? De ce după fiecare gală, la maxim o oră, la 4 dimineața, apare pe toate grupurile poză? Ana Maria este eliminată, Jador câștigă banii. Eu cred că, sincer, o să fiu cu tine, Simina. Bianca. Nu, Bianca și Simina, ele sunt cele care vorbesc. Bianca vorbește cu sora ei și cu încă cineva, o prietenă de ei. Băi, și e le prea mai mult. Departe. Adică nu există, n-ai cum să dai contractul. Băi, voi nu vă uitați, băi, canal de, vă rog frumos. Hai să facem ceva, că nu e ok să spunem la fiecare nu mai e niciun fel gal. De suspans. Toată lumea știe. Oricum, voi știți înainte să spunem noi cine este și noi practic confirmăm cine este, pentru că ne întrebăm și ni se răspunde și, mă rog. Ceea ce nu este corect. Se zvonește că Mari cu Beni sunt împreună. Știți care e ideea? Mari și Beni sunt împreună. Bă, Beni e simpatic, nu știu cum să zic, arată bine și la cot. Știți care e ideea? Știți că Mari a intrat în emisiune, dar se filmează cu o săptămână după. Am primit niște informații de la o persoană din casă că Mari ar avea vreo o legătură cu Beni. Gândeți-mă că acum că vine finala, toți vor... Relație. Mă gândesc cu cine să combina Bianca. Bă, mă gândesc Bobicioiu cu ce să combina, cu Rafaelo. Stai că Rafaelo este... Bobicioiu cu Dea, Mari cu Beni. Bobicioiu cu timeline, Dea... Timeline. Bobicioiu cu Dea, Mari cu Beni, Simina cu Zonaga... Bianca cu Jador... Berna cu Jador. Berna mai e, da. Da, o să fie Roxana cu Iancu. Mocanu va fi împreună cu... Cine? Cu Rafael. Mocanu cu Amude. Cu Bobi. Voi cu cine crezi că să fie Mocanu? Dacă deci ideea că eu știu că voi vă uitați la vlogurile astea. Tu, Mocanu, Hamude, măi, voi în general, noi nu avem nimic cu voi, dar... Noi chiar nu avem nimic, deci nu no hate. Să nu supărați de gluma pe care am făcut. Deci no hate, pe bune, noi nu avem preferați. Noi suntem imparțiale aici, vorbim despre ce primim. Nu am preferați, nu... Susțin și pe Jador, susțin și pe Hamude. Susțin, eu nu susțin pe nimeni, nu mă interesează. Îi respect pe toți, sunt niște oameni. Și atât. Atât. Dar asta nu înseamnă că dacă noi am vorbit vreodată sau prin mesaje sau pe video sau ceva, că eu voi avea preferat sau că voi vorbi frumos despre voi doar pentru că ne înțelegem ok. Nu, eu voi vorbi despre tot ceea ce primesc și ceea ce mi se pare mie corect să pun, pentru că sunt unele chestii pe care chiar nu pot să le pun despre voi, că sunt prea urâte. Este pur și simplu un debate ce facem noi aici. Cum și despre noi să pun chestii, așa, știi, adică nu ne... Asta e adevărul, frate, astea suntem, știi? Comunicăm prin vloguri, faceți un vlog, exact. Și facem răspuns. Și nu uitați că am înțeles că finala o să fie live. Deci va fi semifinala pe 6 iulie, finala pe 13 iulie și posibil să fie în direct. Am vrea și noi să vedem. Băi, nu este nimic oficial. Tu îți dai seama dacă ar înjura aia cum înjură ei în direct? Îți dai seama că nu au cum să înjure. Că e săraci, taie 50% din materiale doar că sunt conjurături. Dar eu mă întreb cum de neba noi ne-am dat seama că intră Mari în emisiune. Adică noi chiar pe bune suntem șmechere. Și eu nu zic acum. Știam, mă, că vine. Voi dar noi știam, dar știți de unde știam noi? Vă spun de unde? Ha, din club. Fetele când au ajuns în club în Ploiești, în Damasc, cochete, nașii ele, au început să vorbească, fată, mă chema la emisiune! Da, mă rog, și... au vorbit între ele, au vrut să le dea și dedicații. Și noi avem informatori peste tot, că noi suntem la FBI aici. Ce FBI, mă? Paparazzi TMZ noi suntem. Așa, și ne-a sunat cineva și ne-a spus. Pentru cei care nu știu, TMZ sunt paparazzi din America, o să și repet asta din și cineva ne-a sunat de acolo și ne-a spus... Mari și Dea se întorc în emisiune și zic că, păi, și Talida? Talida nu. Păi normal, dă, pentru că Talida nu are niciun haz să fie în emisiunea aia. Bă, chiar n-are. Mă rog. Chiar nu are. Băi. Deci se moare de nu vorbește exact ca Denis Radu. Eu? Da. Da? Da, exact ca el. Dă! Dă! Doamne! Ok. Avem un cuvânt cheie, dacă ați urmărit clipul ăsta, până la final trebuie tot să lăsați în comentarii și nu doar aici pe super chat-ul ăsta la premieră, trebuie să lăsați normal la jos. Video în parte de jos, pentru că noi vrem să vă răspundem. Și nu putem să răspundem pe super chat, trebuie să răspundem doar în comentariile și normale. Cuvântul cheie este... Prima, zi tu prima. Alegeți între Instagram și Facebook. Cei care iubiți Instagram, lăsați comentariu în parte de jos cu Instagram. Instagram și vă
pune și Instagram-ul vostru, cine știe, poate vă dăm. Da, deci coment cu Instagram-ul vostru și cu Instagram și cei care iubiți Facebook-ul, coment cu Facebook-ul vostru și cu Facebook. Eu exact. Una iubesc Instagram-ul. Pe Instagram sunt Tina Drip. De asemenea, vă așteptăm neapărat pe Instagram cu tot felul de dovezi și chestii pe care le mai aveți voi, pentru că ghiși ce, noi răspundem la fiecare mesaj. Dacă tu crezi că noi nu răspundem la mesaje, dă-ne mesaj acum cu portocală. Dă-ne mesaj acum cu hai să vedem dacă răspunzi. Nu, cu măr. Nu, dați cu ce vreți voi, noi o să vă răspundem. Mă rog, o să vă răspundem, da? La 10.000 de like-uri, da, la 10.000 de like-uri. Nu uitați să dați like, comment, share pe Facebook, să ne puneți la story, dar neapărat share pe Facebook și vă așteptăm aici întotdeauna. Și la 10.000 de like-uri vom posta partea treia cu Adrian, care are un audio cu Mari, da? Wow. Și veți auzi mai multe chestii acolo, nu e foarte interesant, dar la 10.000. Nu fac griji. Cei care se întreabă de ce doar la 10.000, pentru că acest vlog înseamnă muncă, editare și avem nevoie de aprecierea voastră. Și sunt sigur că o să faceți 10.000, pentru că 10.000 pentru noi sunt... Ha. E ca atunci când o femeie se îmbracă frumos pentru un bărbat și vrea așa să primească un compliment. Și bărbatul spune, tu te n-aia mea. Pa!